Bine v-am regăsit, dragii mei dragi, din nou pe Auroscop. Spuneam pe pagina comunității astăzi de dimineață că patru zodii, nu știu dacă v-ați uitat pe pagina comunității, povesteam puțin despre intrarea lui Pluto în Vărsător pe 19 noiembrie și spuneam că patru zodii încep niște schimbări extraordinare, mai ales că sunt transformări pe toate planurile, în sfârșit. Clar, este vorba despre Pluto, planeta transformării și rebeliunii, așa că s-ar putea să vă ieșiți și din pepeni, așa, pe aici, pe acolo. S-ar putea să fie niște pierderi, însă totul spre binele nostru cel mai înalt. Este vorba despre, mă rog, o mișcare astrală, că până la urmă despre asta este vorba, cu mișcări profunde. Mișcări profunde, transformări profunde, renunțăm ușor-ușor la ceea ce nu ni se mai potrivește și încep niște treziri spirituale în masă. Schimbările profunde sunt pentru toate semnele zodiacale, dar vorbeam despre Vărsător, Leu, Berbec, Balanță. Am scris acolo pentru fiecare zodie în parte, ele fiind cumva cele mai atinse de acest fenomen astral, însă am spus că o să continui și pentru celelalte semne zodiacale. Acum eu o să încep din nou, mă rog, pentru cei care nu s-au uitat pe pagina comunității, am să încep cu aceste semne zodiacale, o să discut un pic despre ele, dar v-am spus, nu le neglijez nici pe celelalte. Spuneam despre Vărsător, din câte mi-aduc aminte, că există o renaștere puternică odată cu intrarea lui Pluto în Vărsător, transformări extraordinar de importante și aceste transformări importante reprezintă parcă o nouă șansă la viață, o șansă unică în ceea ce privește evoluția voastră din punct de vedere al spiritualității, jobului, dezvoltării, carieră, adică mi se pare un progres, din ce în ce mai mult și mai bine. Probabil, așa, să vă așteptați că în următoarea perioadă, și vorbim acum chiar despre planul îndelungat, așa cum îmi place mie să spun despre GPS-ul acesta spiritual, cumva parcă vă recalculați, parcă vă dați așa un restart, știți, parcă vă reconfigurați cumva viața. Acum, sigur că este imperios necesar să profitați la maxim de această perioadă, puteți să faceți orice fel de tehnici de manifestare, orice fel de meditații, orice fel de nu știu, fiecare ce știți, ce cunoașteți, vizualizări pentru a vă crea viitorul dorit. Practic, este o perioadă extraordinară pentru și propice pentru a manifesta. Practic, chiar s-ar spune că această perioadă este o nouă, a reprezenta o nouă etapă pentru voi, bineînțeles și pentru celelalte semne zodiacale despre care am vorbit. Leu, ascendentul în Leu de asemenea, la voi mai mult pe partea aceasta de iubire, de dragoste, de îndeplinirea unor dorințe mai vechi care ar avea legătură cu partea aceasta afectivă, relații, început de noi relații sau reluarea unor relații de acolo de unde ele erau rămas în pom și pomul în aer. Pentru cei cu ascendent în Leu Pluto, în Vărsător, deja afectează din punct de vedere karmic, începe un nou ciclu karmic pentru lei. Sigur, nu știu dacă este chiar așa o veste foarte bună. Însă, privind partea plină a paharului, puteți și voi, ca și la Vărsător, cum am văzut, reconfigura puțin
tot planul acesta afectiv relațional. Practic, iubirea va fi în viața voastră, în mâinile voastre, ca lutul în mâinile unui meșter. Puteți să modelați și să remodelați relațiile pe care le doriți, sau chiar dacă sunteți într-o relație cu partenerii pe care îi aveți. Așa că și voi, dragii mei, sunteți meșteri mari în ale iubirii. Și cred că, cum să vă zic, și la voi pe timp îndelungat, cel puțin următorii 16 ani, o să fie niște ani în care se stabilesc relații pe termen lung. Dacă sunteți într-o relație tinerică, cu siguranță o proiectați în viitor și are toate șansele să se dezvolte armonios, frumos, ieșiți și voi din această lipsă de armonie. La voi, ca să profitați cumva de această acest fenomen astral, puteți să tot așa să folosiți toate tehnicile care ar putea avea legătură cu atragerea unui partener, atragerea iubirii în viața voastră. La fel, probabil că cunoașteți destul de multe tehnici. Stabiliți intenția clară, concisă, vreau, nu vreau, și în felul acesta chiar că lucrurile vor veni către voi, pentru că sunteți într-adevăr ca un magnețel în iubire. Sunteți așa foarte dornici de a iubi și uite că se va petrece acest lucru. Pentru berbec, ascendent și ascendent în berbec, la voi, mai mult pe partea aceasta de carieră, din calculele pe care le-am făcut astăzi, este o perioadă de evoluție. Oricum, Pluto aduce pentru voi o perioadă de evoluție. Voi oricum sunteți bătăioși. Oricum, în momentul în care vă puneți în cap ceva, un obiectiv, nu vă lăsați până nu îl duceți la bun sfârșit. Deci, din punct de vedere al evoluției profesionale, voi sunteți un top, sunteți acolo unde trebuie să fiți, dar și cei cu ascendent în acest semn, tot așa, sunteți pe calea cea bună, progres, evoluție, schimbări în carieră, schimbări interesante pe partea aceasta de carieră. Este posibil să existe asocieri, parteneriate, există posibilitatea să fiți avansați, există posibilitatea să vi se propună un proiect foarte, foarte interesant, dar tot așa cu bătaie lungă, că este vorba despre planuri pe termen lung. Și la voi mai mult, v-am zis, sunteți foarte, foarte axați în unele cazuri pe partea aceasta de activitate profesională, acolo unde este, bineînțeles, unde este cazul. Sunt anumiți berbecuți care ori au firme și le dezvoltă, ori își deschid noi firme, antreprenoriat, tot ce înseamnă antreprenoriat, tot ce înseamnă dorința de a fi pe cont propriu. Mamă, mănâncă nasul, cred că iau bătaie. Vă scuzați. Tot ce înseamnă antreprenoriat. Sunt, sigur, și suișuri și coborâșuri, ceva pe aici, pe acolo, niște dificultăți materiale, financiare, însă, până la urmă, știți cum este, dacă vă focusați pe rezultate, acestea cu siguranță vor fi unele foarte interesante, foarte importante, foarte pe placul vostru, să spunem așa, pe măsura eforturilor pe care le depuneți în acest sens. Profitați la maxim de această perioadă, pentru că vă va aduce succesul garantat pe mai mult pe latura aceasta a profesiei. Încercați pe cât posibil să preluați, să strângeți cât mai multe informații și să le sintetizați apoi în ceea ce trebuie voi să faceți. Acum, pentru balanțe, la balanțe, mă rog, și ascendentul balanță, balanțele își canalizează energia și se focusează foarte tare pe a-și construi viața. Cumva parcă văd că stau la masă și își setează obiectivele. Indiferent despre ce vârstă vorbim, balanțele încearcă pe cât pot să se dezvolte pe absolut toate părțile. Își doresc foarte mult să se dezvolte și din punct de vedere al carierei, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere financiar, să-și dezvolte abilitățile, să-și dezvolte, nu știu, văd dorința foarte mare a balanței de a se dezvolta. Sunteți așa ca niște floricele care, niște un popcorn care expandează așa. Deci aveți o perioadă foarte bună și voi.
și veți trăi, bineînțeles, la maxim foarte multe perioade emoționale, perioade în care veți fi foarte emotivi. Veți da afară așa de emoții, mai ales că sunt câteva rezultate foarte bune, unul după altul. Vă văd învățând, vă văd înscriindu-vă la niște cursuri de formare personală, profesională, în sfârșit. Adică, cred că există un efort constant pe care îl vor depune balanțele pentru această dezvoltare. Nu știu, v-am zis, poate începeți o afacere pe cont propriu. Poate vă dezvoltați în anumite... pentru anumite lucruri pe care vreți să le faceți, să vă deschideți o firmă, să faceți o activitate extra pe lângă ce faceți în mod normal. Și atunci există niște eforturi pe care le faceți, dar orice fel de investiție, că este materială, că este financiară, că este o investiție, până la urmă este o investiție în voi. Balanțele investesc în ele. Și cred că aveți posibilitatea de a manifesta aceste dorințe cu o rapiditate extraordinară, cu o intensitate extraordinară, să știți, sunt foarte intens, vă veți gândi la niște lucruri și le veți manifesta, aveți această putere. Nu știu, poate vă apucați de niște cursuri din astea de terapii și de energii și dacă nu, apucați-vă, pentru că foarte frumos la balanțe, transformări semnificative, cred că vă ajută foarte tare să vă și echilibrați pe partea emoțională. Vă văd mai liniștite, mai echilibrate, mai... cum să vă zic, evoluați foarte frumos. Din punct de vedere emoțional, văd că evoluați, simt că evoluați foarte, foarte frumos. Nu știu, poate sunt balanțe care vor să se angajeze în domeniul audiovizualului, comunicare, jurnalism, tot ce înseamnă presă, televiziune, nu știu, cine știe, poate puteți sau să colaborați, să vă vedeți pe sticlă, știți, să colaborați în sensul acesta cumva. Și foarte aventuroși, foarte dornici de aventură și din punct de vedere al iubirii, foarte multe balanțe și vor întâlni un partener sau sufletul pereche. Altele se vor elibera din relații toxice și se reorientează către partea aceasta a... relațiilor care îi convin balanțelor. Mă rog, balanțe, da. Am discutat acum despre, foarte mult am discutat despre balanțe și despre vărsător, despre leu, despre berbec, tocmai pentru că ele cumva sunt cele vizate, să zic așa, și așa am să fac de fiecare dată când este un fenomen astral, important așa am să fac. Dar v-am zis, nu neglijez nici celelalte semne zodiacale, de aceea continui. Mă gândeam să pun o pauză, să pun timpii ca să puteți să-i aveți, dar în sfârșit, vreau să fac în continuare ok. Și am să încep, cred că o să fac așa, și am să încep de la Taur, de la 13 și 22. Oricum, o să pun în, descrierea generală a clipului, o să pun acești timpi și atunci să vă duceți voi la unde trebuie. Taur, Gemeni, cred că nu o să mai pun acel jingle de început, tocmai ca să nu vă mai încurc prea tare. Ok, haideți să vedem pentru Tauri cum afectează acest eveniment astral. Da? Pluto intră în vărsător. Ei, voi să știți că o să reușiți foarte mult să treceți mai departe de anumite capcane, de anumite jocuri care se fac în spatele vostru. Vă reușiți să vă strecurați printre toate problemele care vor apărea. Cu siguranță o să fie destul de multe probleme și în cazul vostru, du-te, vino sau, în sfârșit, anumite obstacole, fără doar și poate, însă cred că, cum să vă spun, nu o să vă prindă prea ușor nimeni. Există posibilitatea să unei frici de a nu cădea într-o capcană, inclusiv pe partea emoțională. Știți, cumva vă e teamă să nu cumva să vă facă cineva safteaua. Dar nu, vă strecurați, sunteți foarte vigilenți, foarte, foarte vigilente, așa că
Nu vă poate prinde nimeni cu, nu știu, sau sunt persoane care vor să vă prindă cu minciuna sau nu știu, nu. Deci sunteți ok, sunt anumite probleme, vor apărea, vor trece fără doar și poate. Reușiți, cum să vă spun, vi se aliniază planetele și din punct de vedere al cărei, și din punct de vedere al banilor, să știți, văd un pic o realizare, o deblocare a fluxului banilor datorită faptului că vor fi aflate niște informații, niște secrete, informații care v-au fost ascunse. Datorită acestor informații secrete, parcă se deblochează fluxul acesta al banilor. Acum, știți cum e, fiind o etalare generală, la general vă spun că sunt anumite situații în care, că tot vorbeam de niște secrete și se deblochează un flux al banilor, nu știu, poate ați împrumutat pe cineva cu niște bani și aceștia i-a jucat la păcănele, știți, ceva de genul, sau aflați, nu-i mai dați bani, este cineva care trage tot timpul niște bănuți de la voi, suge niște bănuți de la voi, voi credeți că ajutați această persoană, dar această persoană are anumite adicții, nu îi mai dați bani, pentru că nu face ceva constructiv. Și atunci riscați mai mult să-i pierdeți. Știți cum erau, vorbeam de nu încurajați cerșitul. Ei, mie mi era foarte milă de copiii ăștia și tot timpul le dădeam, tot timpul le dădeam, până mi-am dat seama că de fapt le fac rău, știți? Cam așa și în sensul acesta, deci nu încercați să riscați totul. Și vorbim pe partea emoțională, că aici nu este vorba numai de bani. Și emoțional, îi dați, că parcă văd așa ca un cordon energetic legat de voi, știți? Îi dați, din energia voastră, vă seacă și atunci nu faceți altceva decât să vă faceți și vouă rău și acestei persoane. Sau, v-am zis, voi dați, iar această persoană se duce pe colo, pe colo cu altcineva și voi vă puneți sufletul pe tavă și vă faceți grijă, aoleo, n-a venit până la ora asta dacă s-a întâmplat ceva cu el. Ei, și el e la păcănele sau e la, cu alte relații, știți? Sigur că pentru celelalte zodii o să discut din punct de vedere al astro-tarotului, așa că o să folosesc și aceste lamele față de celelalte zodii. Aici este vorba despre susținere. Vedeți, susțineți pe cineva foarte mult, susțineți, trageți de persoana respectivă să o ajutați și oricum voi sunteți niște persoane care muncesc foarte mult și ar fi păcat să dați mai mult decât este cazul. Aici este altă carte care spune exact același lucru. Încearcă să te împlinești tu, să fii tu cu tine bine și să încerci pe cât se poate să te folosești de toată această perioadă de scăpare din cum să vă spun, că tot vorbeam de capcana aceea de la început, să scapi un pic de ideea asta de a da mai mult de la tine. Dai de la tine, dar până când? Sunteți în siguranță, veți fi în siguranță, aveți abilitatea aceasta de a crea viitorul, a manifesta și voi beneficiați de această perioadă, pentru că și la voi, deci pe perioada de, mă rog, următorii 16 ani, veți fi focusați pe a renunța, renunțare la tot ceea ce vă stresează, tot ceea ce trage din voi ca energie. Eu asta văd, că există entități. Există energii care trag de voi până ar putea să vă secătuiască. Și mai ales pe partea aceasta de bani. În iubire prosperați, nu e nicio problemă. Există posibilitatea să aveți, să se întâmple în viața voastră relații mult mai bune decât ați avut până acum. Și există chiar o persoană, acum dacă sunteți cu ea foarte bine, dacă nu, există o persoană care o să vă accepte exact așa cum sunteți. Mie mi se pare că este pe vine, deja se întâmplă acest lucru.
Este mult mai bun decât celălalt, așa că stați liniștiți, liniștite, și perioada este mult mai bună, relațiile sunt mult mai bune decât tot ce s-a întâmplat până acum. Și din punct de vedere financiar se simte prosperitate în momentul în care tăiați robinetul unei persoane care v-a tras, nu contează cine. A tras și nu face ceva constructiv. Din contră, se autodistruge pe adicțiile pe care le are. Bun, haideți să vedem pentru zodia Gemeni 2001. Pentru voi, o să vedem ce transformări majore ar fi bine să le luați în considerare în această perioadă cu intrarea lui Pluto în Vărsător pe 19 noiembrie. Păi voi, în primul rând, sunteți, veți fi în foarte multe cazuri la început de drum, și din punct de vedere al carierei, și din punct de vedere al relațiilor. Asta înseamnă că sunt cariere care se termină, sunt servicii care se termină. Perioada voastră de transformare cumva se întâmplă în jurul acestor schimbări radicale pe care urmează să le faceți în viața voastră. Cam așa vă afectează pe voi acest Pluto. Se îndeplinesc anumite dorințe foarte dragi pe care le-ați tot, nu neapărat că le-ați ascuns. Mă gândesc în ideea în care anumiți gemeni și-au dorit anume ceva, pentru că mi se pare că se concentrează foarte tare acum pe ei. Parcă nu mai sunt așa de focusați și pe alte persoane sau pe situații limită din viața lor. Mi se pare că trec mai ușor peste anumite situații conflictuale gândindu-se la ele. Ia, stai mă, că e vremea să mă gândesc și la mine. Știți, că să învețe un pic din... că mai ales dacă au trecut prin experiențe în care trebuie să învețe lecția atașamentului. Parcă sunt mai detașați. Ia stai, frate, că este vorba și de mine. Ia să am și o grijă de mine și să-mi văd de viața mea și de sănătatea mea. Eu așa văd foarte mulți gemeni prin acest mesaj. Da, este timpul să ai încredere în tine și să-ți împlinești toate dorințele tale. Devii conștient, conștientă, că singurul salvator ești tu, al vieții tale, și nu altcineva din afară. Nu te salvează nimeni decât tu. Și atunci simt că la gemeni, dintr-o dată, parcă se întâmplă acolo o revelație, un declic, astfel încât să înfloriți ca un trandafir frumos, frumos, drăguț. Asta ce înseamnă? Că există posibilitatea unei mutări, există posibilitatea unei deplasări, relocări, știți, ca și cum ia, stai că-mi iau bagajul și plec în țările calde. Mă duc unde-i vedea cu ochii și acolo unde îmi doresc eu să-mi fac viața. Deci așa mișcări și transformări vor avea minunații gemeni. Mi se pare așa că se întâmplă acolo în capul lor un declic și iau primul zbor, nu știu unde, tot au amânat să facă ceva. Asta fac dintr-o dată spontan, surprinzător, într-o anumită zi, bineînțeles, poate și mâine, cine știe. Nu știu, își iau, se urcă mașină și pleacă nu știu unde. Foarte, cum să vă spun, nu e nicio socială, pur și simplu este un soi de declic, trezire. E timpul să am grijă de mine. De acum înainte eu contez și cu asta basta. Cine îi place vine cu mine, cine nu, altul, alta mama nu mai face. Deci, foarte radicală schimbare la gemeni, asta văd. Foarte multe decizii care îi umple de pace, pace interioară. Poate că în afara situației vor fi cumva catalogați ușor trilulilu, știți? Adică prin deciziile pe care le iau, că s-ar putea să ia niște decizii din astea foarte radicale. Dar asta le aduce lor pace. Gemenii vor lua niște decizii radicale, în unele cazuri neplăcute pentru cei din jurul lor, dar pentru binele lor cel mai înalt, pentru că conștientizează lucrurile acestea, inclusiv a părăsi o relație, a divorța, a se separa. Dar totul este foarte spontan, o să se mire foarte multă lume de atitudinea voastră. Foarte multe planuri, antreprenoriat, activități pe cont propriu, ori voi s-ar putea să fiți pe cont propriu, să vreți să deveniți, să fiți pe cont propriu. Profitați tehnici de manifestare, de abundență, de, nu știu, mi se pare că este o perioadă în care parcă dați pe din afară, știți?
Exact ca pâinica aia ce o băgați în cuptor, la un moment dat ați văzut că se crapă de coaptă ce este. Eu zic că sunt niște lecții pe care le învățați. Una dintre lecții fiind învățarea lecției, mă rog, detașării și iertării. Și să știți că aceste lecții învățate o să vă transforme extraordinar, cel puțin pentru următorii 20 de ani. Toate semnele zodiacale. V-am zis, este acest fenomen astral, asta spuneam și la începutul etalării, Pluto acesta, că este o planetă a transformării și a rebeliunii, de asta simt gemenii, în general, foarte rebeli față de celelalte semne zodiacale. De asta zic că, mă rog, face o tranzacție, tranzacție, doamne, o tranziție importantă din Capricorn în Vărsător, după 16 ani de influență în semnul acesta cardinal. De asta zic, să vedem, schimbări profunde. Da, deci să știți că vă autodepășiți. Vă autodepășiți. Depășiți orice așteptări din partea celor din jurul vostru. Exact cum am zis și mai devreme, o să șocați pe foarte multe lume prin atitudinea voastră, dar asta este. Considerați că este pentru voi și nu vă mai pasă de dezamăgirile altora vis-a-vis de voi. Noi experiențe, ideea de aventură, atenție și la atenție. Deci nu mai pasă relații extraconjugale, de asemenea, gemenii sunt porniți. Sunt porniți să scrieze propriile experiențe. Sunteți nelimitat. Plină de surpriză, nelimitată, plină de surprize. Și o abilitate extraordinară de creiere. Vă creați, vreți un serviciu, parcă în fiecare zi stați și vă gândiți, subliniați, tăiați, veți o afacere pe cont propriu, vreți să cumpărați o casă, vreți să faceți o mutare dintr-o casă, așa, le puneți pe foaie și parcă vă duceți așa în centrul furtunii, pentru că acolo știți că este cel mai cald. Pentru RAC 26-43. Haideți să vedem pe voi cum vă afectează această mișcare, dacă vreți, astrală. Acest început de ciclu transformator pentru următorii 20 de ani. Pentru raci, Pluto intră în Vărsător. Pentru voi, dragii mei, dragi, e bine... La voi se echilibrează lucrurile și să știți că pe voi, racii, vă văd foarte, foarte relaxați și sunt decizii pe care le luați relaxați, într-o atmosferă relaxantă, succes în viață prin ruperea unor legături trecute toxice. Cred că în sfârșit și cu ajutorul terapiilor pe care le faceți, dacă le faceți, dacă nu, n-ar fi rău. Simt un rac, fie bărbat, fie femeie, din ce în ce mai echilibrat, din ce în ce mai pe picioarele sale. Asta înseamnă că există și o independență, independență emoțională prin tăierea legăturilor energetice cu persoane toxice, fie prin eliberare de sub acest jug financiar pus de voi sau, mă rog, pus de alții, dacă ați fost, eu știu, nu-mi place cuvântul, dar, mă rog, de fapt nu-l folosesc, dacă ați depins financiar de cineva, fiind căsătoriți sau căsătorite. Ei bine, eliberare și pe partea aceasta și echilibrare. Echilibrare emoțională cumva parcă vine așa din interior, prin faptul că veți lua foarte, foarte relaxată sau relaxat decizia de a renunța la absolut tot ceea ce este toxic în viața voastră. Cam așa ar fi ea catalogată rebeliunea. Dar nu vă văd ca la gemeni extrem de porniți, extrem de croiți. Gata, e momentul meu, nu mă interesează să-mi fie mie bine și bine, în sensul bun al cuvântului. Pe voi, cumva, există o detașare și o resemnare benefică, dacă vreți, pentru că voi deja știați de mult sau ați anticipat de mult că lucrurile, ca să meargă, vor ajunge în punctul acesta de a face curățenie radicală în viața voastră, dar voi o faceți foarte relaxat. Este ca și cum,
Știam că aici trebuie să ajung, știam că asta va fi. De asta zic, totul se întâmplă de la sine și totul vine de la sine într-o vindecare liniștită, de la sine, aproape organică. Deci la voi, voi sunteți transformați și transformați din punct de vedere al... parcă găsiți toate resursele, nu știu. Să vă echilibrați, să reveniți, vă duceți pe partea aceasta de vindecare holistică, foarte mulți, foarte multe, pentru ca vara viitoare să vă văd miresici sau generici. Nu se știe niciodată, oficializarea relației, într-o altă relație și parcă vă văd așa, acum am povestit tabloul. Până la urmă, rochia albă înseamnă și altceva, dar, mă rog, și puritate, și liniște, și echilibrare, și pace cu tine. Dar parcă vă văd stând așa pe iarbă, vara viitoare, îmbrăcată în rochiță de mireasă, stând și conștientizând. Dacă aș fi știut eu cât de bine merge acum, nu m-aș fi dat de trei ori peste cap să sufăr și să strâng atâta durere în viața mea. Și este valabil pentru toate planurile, dar văd aici mai mult pe planul acesta afectiv, relațional. Totul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Ieșiți dintr-o situație, da să zic, uite, totul este bine în lumea mea. Deci voi sunteți în lumea voastră și veți fi în lumea voastră. Ieșiți dintr-o situație destul de, să spunem, nu este specifică, dar parcă simt că este lovesc pe durere, de neîmplinire, de deziluzie, dezamăgire, dar ca un soi de resemnare, știți, asta simt. Nu e ca și cum e un șoc în viață. Ca un soi de resemnare, dar ieșiți cu bine, ieșiți cu bine, cu echilibru, cu rezolvare. Și la fel, sunt în pace. Uite ce, două cărți care spun același lucru. Vă echilibrați, totul se rezolvă de la sine, armonie și poate să aibă legătură și cu orice înseamnă recuperare. Recuperare medicală, echilibrare, tot așa pe partea aceasta, nu știu, holistică. Reparare, orice înseamnă reparare. Că vă reparați, nu știu, aveți o problemă, vă reparați casa, vă renovați casa, vă reparați mașina, vă faceți cuibul vostru, că vorbim de renovare, să spunem. Știți, acolo unde stați, vă faceți cuibul vostru, cu voi sau cu altcineva. Asta spuneam, vara viitoare este posibil să aveți parte de oficializare a unei relații. Și să știți, ceea ce mai simt eu la RAC este că îi văd cumva în noi comunități, în noi organizații, cu servicii noi, cu multă lume pe care RAC îi cunosc, colegi noi, poate, de serviciu, asta dacă vă mutați în alt serviciu. Explorați, vă văd explorând. Înconjurați de oameni, vă văd. Înconjurați de oameni care... nu știu, vă construiți voi lumea voastră cu aceste nouă figuri. Vă văd printre noi figuri, cunoașteți lume nouă. Pentru Fecioară, căci la Leu am zis în prima parte, 33.07, eu nu vreau să vă amețesc, dar chiar n-aș vrea să repet în sfârșit. Doar că v-am zis, acum e un pic de diferit, că este astrotarot. Haideți să vedem pentru Fecioare, am zis 33.07, cum afectează această mișcare, să spunem așa, astrală. Pluto intră în Vărsător. Bă, mă rog, cred că știți cu toții. E bine, în începutul acestei perioade, cel puțin, mă rog, 19, 20, 21, 22, până 25, încercați pe cât se poate să nu începeți multe planuri sau să începeți multe planuri deodată sau să nu vă faceți planul ca... Deci nu vă faceți planuri. Așteptați să vi se deschidă oportunități. Nu grăbiți lucrurile, lăsați lucrurile să se întâmple în voia lor. Pentru că vor fi schimbări interesante, transformatoare la voi. Partea aceasta de rebeliune la Fecioare, rebeliunea nu vă ajută. Știți? Aici trebuie să fie un echilibru între aventuroși, echilibru,
încercați pe cât se poate să simțiți momentul perfect. Știți cum sunt surferii aceia de stau pe placă și așteaptă valul perfect, că veți merge cu valul. Va veni propunerea perfectă, va veni relația perfectă, va veni jobul potrivit pentru voi, așteptând momentul perfect, pentru că sunt foarte multe fecioare care se grăbesc pentru că au senzația că nu mai au timp, sunt contra cronometru. Și de aici rebeliunea. Sunt puse pe acum ori niciodată. Încercați să țineți căluții în frâu, să vă dați un pas înainte ca să vedeți întreaga imagine de ansamblu. Sigur, nu poți să aștepți la nesfârșit. Aștept pică pară măleață. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre a acționa în echilibru în momentul în care simți că este șansa ta. Nu mai devreme. Cred că, nu știu, are sens ce spun? Nu ziceți voi dacă are sens ce zic. Pentru că încă nu s-a format. De asta spun, uitați cum este și așa, eu citesc cărțile acum, acestea cum au ieșit. Vedeți? Este în faza aceasta de a înflori. Deci încă nu s-a format, cum este floricica aceea, încă nu s-a format. Dar aveți această floare a soarelui și aveți perspectivele acelea luminoase și pozitive, dar încă nu s-a format. Lăsați, dați timp să se formeze. Propunerea, relația, e acolo. Crește. Că ați pus sămânța, ați trimis sămânța dorinței voastre în univers, lăsați-o să crească. Și va veni cu siguranță. Poate vreți o casă nouă, poate vreți o mașină nouă, poate vreți o relație nouă, poate vreți un copil. Și atunci nu poți să grăbești lucrurile, că trebuie să lasă să coacă acolo, în burtică, la mamă. Da? Deci ceva de genul acesta. Deci cât se poate, lăsați să vină, să vină de la sine. Nu grăbiți sub nicio clipă lucrurile și nu puneți presiune în orice faceți, nu puneți presiune pe voi. Nici pe voi și nici pe relație, nici pe persoana pe care o cunoașteți. Apropo, sunt niște situații în care grăbiți lucrurile în ce sens? Cunoașteți pe cineva. Ați trecut printr-o relație defectuoasă în sfârșit, nefuncțională, acum cunoașteți pe altcineva, vi se pare prea frumos ca să fie adevărat, este intenția de a aprinde persoana respectivă, pentru că vă place foarte tare de ea, și imediat încercați să proiectați în viitor relația. Nu o faceți. Sau încercați să... bine, liberul arbitru vă aparține, așa spun de fiecare dată. Încercați să nu forțați nota, pentru că puneți foarte mare presiune pe voi sau pe persoana respectivă și asta ar putea să o... să o intimideze și să plece. Se rezolvă. Lăsați-le pe toate să se rezolve și tot așa. Nu închideți, nu blocați, nu... Multe proiecte, multe proiecte, multe proiectele, parcă așa, le aveți agățate într-un clești, ca la rufele pe uscat, așa sunt proiectelele pe care le aveți, multe, mărunte. La voi, nu știu, poate v-ați setat deja planuri, ce este, deci noiembrie, imediat ajungem în decembrie, hai să zicem în noiembrie, deci ianuarie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, cam așa, pe următoarele 4 luni, deja 3-4 luni, până la 6 luni deja aveți proiectele sau vă faceți proiectele, multe și mărunte, să știți că ele se vor rezolva, la fel, de la sine, orice v-ați gândit ca proiecte, ca aveți așa o energie transformatoare de bun augur, toate se rezolvă la timpul lor. Lăsați în urmă, spune acest mesaj, tot ce credeți că... toate neajunsurile, nu știu cum să traduc acest mesaj, toate neajunsurile... toate eșecurile, de exemplu, în planul financiar sau material, poate că nu s-au întâmplat toate așa cum ați vrut voi și atunci presiunea vine pe voi. Uite mă, n-am reușit și eu să fac, uite că ăla a putut, eu nu pot să fac, păi nu sunt în stare, nu sunt un om care poate să fac afacerea respectivă, nu mi-a ieșit afacerea respectivă, nu sunt bun de nimic, nu mi-a crescut copilul bine, nu sunt o mamă bună, nu sunt un tată bun, nu sunt un afacerist bun. Lăsați-le în urmă.
Lăsați-le în urmă toate aceste sentimente de a nu fi de a nu fi îndeajuns. Sunteți suficienți voi, nu trebuie să vă justificați nimănui. Sunteți suficienți și perfecți așa cum sunteți. Ca un sfat al celebrei Lois Hay. Și multe, multe, parcă vă văd așa, aveți acolo, 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 fiecare sau problemuțe, fiecare probleme pe care le aveți, rezolvați-le una câte una, una câte una, una câte una. Nu puneți presiune, aulă, n-a rezolvat-o pe aia, n-a... Dați-i pace, o să o rezolvați. Și mâine o zi. Vorba lui Scarlett O'Hara din Peripile Vântului. Și mâine o zi. Ați văzut pe Scarlett O'Hara, ați văzut filmul? Vai, deci este filmul vieții mele. Iubesc și filmul, iubesc și actrița prin ce a trecut. Și mâine este o zi. Ok, hai să vedem pentru, la fel, trec de balanțe, că la balanțe am discutat. Pentru scorpioni, 40 și 14. Pentru voi, dragii mei scorpioni, haideți să vedem cum influențează această mișcare. Pluto intră în Vărsător. Intră, mă rog. A intrat în Vărsător pe 19. O să vedem care și cum sunt influențate pentru toate semnele zodiacale. O să vedem ce influență are această mișcare asupra voastră, pentru că a început un nou ciclu. Un ciclu transformator pentru următorii 20 de ani. După 20 de ani. Este și o carte, da, după 20 de ani. După 16 ani, cum spuneam, de influență în semnul acesta cardinal. Aici cred că veți sparge gheața. Prea mult nu văd aici, adică un nu autoimpus. Ei bine, acest mesaj spune în felul următor: pe voi toată această perioadă de aventură și rebeliune vă ajută. Adică voi ar fi cazul să, potrivit acestui mesaj, ar fi cazul cumva să spuneți nu unor stări care vă nemulțumesc, unor servicii care vă nemulțumesc, unor relații care vă nemulțumesc, stării voastre în general, dacă ne referim la acea energie stagnantă. Și este cazul să spargeți gheața odată și odată, sau odată pentru totdeauna. Nu știu, că sunteți bărbați, că sunteți femei, vă gândiți mult la realizabilitatea unei situații. Depinde de voi să realizați o situație, să vă îndepliniți o dorință mai veche, să semnați un contract, să vă mutați. Mi se pare o amânare sau ați amânat în unele cazuri la nesfârșit o anumită situație care se vrea fie rezolvată sau s-ar fi putut rezolva de mult dacă s-ar fi renunțat un pic la vanitate, la ceea ce îți dictează mintea și așa mai departe. Ei bine, a venit momentul să spargeți gheața, pentru că în funcție de această atitudine, scorpionii vor ști foarte clar, cel puțin pentru următoarea perioadă lungă, ce sau care este viața lor, cum să-și creioneze viața. Este ca un soi de... cum se numește canvas, cum se numește ăla, că mai și pictez, am un lapsus, pânză. Deci este viața voastră ca o pânză. Și atunci, prin faptul că spargeți gheața, că începeți ceva, că vă depuneți un dosar, că nu mai amânați nimic și că luați o decizie, asta vă croiește viața în următorii ani. De perioada aceasta depinde realizabilitatea unor situații, rezolvări, relații pe termen lung. Începeți să vă construiți o casă, vă doriți o casă și, mă rog, reușiți să vă obțineți un împrumut, nu mai amânați, nu mai pierdeți timpul, faceți, puneți osul la treabă, știți cum se spune, mai ales din punct de vedere financiar, văd aici. Și aici s-ar putea să fie vorba despre, mă gândesc foarte mult, de exemplu, să fac un împrumut ca să mă mut, nu știu, sau mă gândesc să mă mut, sau în sfârșit. Și atunci
Există varianta de a semna un contract. Există posibilitatea chiar să semnați un contract în altă țară și atunci va fi nevoie să vă părăsiți familia, prietenii, să vă mutați în altă țară unde o să munciți, dar o să fiți răsplătiți pe măsura eforturilor voastre. Și stați și nu știți ce să faceți. Văd o intrare de bani pe care v-ar ajuta foarte tare în perioada aceasta, dar pentru asta probabil va fi nevoie să faceți investiții. Va fi nevoie să ieșiți din cochilia aceasta. Mercur este reprezentativ pentru scorpioni acum, potrivit acestui mesaj. Deci asta mi se pare o mutare, o transformare, o mutare, renunțare chiar la o casă pentru a merge mai departe. Asta spun că s-ar putea să fie vorba despre o renunț la casa mea ca să plec în altă parte sau mă duc pe case străine, știți, să stați cu chirie undeva. Nu o să fie foarte facil, dar până la urmă vă rotunjește veniturile și pe voi vă împlinește, pentru că este vorba despre evoluție aici. Vă transformă în sensul cel mai bun al cuvântului. Este vorba de evoluție, de progres pe care îl faceți. S-ar putea să aibă legătură cu o mutare dintr-o casă în alta, dintr-un serviciu în altul sau dintr-o relație în alta. Aici chiar s-ar putea să fie vorba despre o mutare. Un proces, de exemplu. De partaj. Dacă este vorba despre părăsirea domiciliului, dacă este vorba despre o separare, un divorț. Însă, după toate eforturile acestea pe care le faceți, să știți că veți avea parte și de roz, știți, de roz bonbon. Veți avea parte și de răspunsuri afirmative la ceea ce vă gândiți voi în momentul de față. Reușiți să mâncați și glazura aceea, știți, nu numai ce... Din butoiul acela, știți, mâncați și miere, nu numai ce este dureros. Testați terenul. Aici aveți cumva, seamănă și cu cartea Temperanței din cărțile de tarot. Încercați să testați terenul. Dacă aveți o afacere, dacă există o oportunitate, că vor fi foarte multe oportunități, testați terenul, strângeți informații și nu mai amânați. Spargeți gheața, faceți ceva, nu mai stați, nu mai amânați, nu mai, indiferent despre ce planuri vorbim aici. Răspunsul este, da, zic, da, aveți destul de multe da și uite că am vrut să amestec aceste cărți, dar mi-a ieșit cartea aceasta, mi s-a lipit de mână. Poate că aveți un răspuns pozitiv în ceea ce privește o casă, că o cumpărați, că o dați, că o vindeți, că vă mutați la țară, că vă mutați, nu știu, că văd și un câmp aici, uf, dar floarea soarelui. Un răspuns afirmativ, nu știu, poate vă cere cineva de căsătorie, că aveți și daul acesta, da. Experiențe pozitive. În următoarea perioadă, cel puțin pe doamna aștia pentru 16 ani, foarte multe experiențe pozitive. Pentru zodia săgetător, 47-49, haideți să vedem la voi cum vă afectează pe voi această mișcare a lui Pluto în vărsător. O să vedem cât de rebel sunteți voi și cât de mult vă transformă această mișcare, acest fenomen astral, săgetător, pe voi. Ia să vedem cum vă afectează pe voi. Am să lasă să se extragă această carte. Sunt chiar multe, dar hai să vedem acum. Le luăm așa. O să le iau pe rând. La voi s-ar putea să nu fiți foarte satisfăcuți. Aici este vorba despre ieșirea din anumite blocaje, mai ales din punct de vedere al carierei, jobului. S-ar putea să aveți niște oferte niște idei, hai să spunem așa, mai mult. Ideile voastre să fie respinse. Și în cadrul familiei, asta înseamnă, și în cadrul jobului, asta înseamnă că nu veți fi foarte bine primiți
datorită ideilor voastre, ceea ce faceți voi în mod obișnuit, în sfârșit s-ar putea să nu fiți priviți cu ochi buni de o anumită categorie de persoane, colegi de serviciu, familie, familie extinsă, prieteni, însă, în felul acesta, vă faceți voi curățenie. Persoanele respective se vor auto-exclude din raza voastră de acțiune, din grupul vostru, vor ieși, se vor elimina, auto-elimina și asta vă ajută pe voi, să știți. Așa că orice vi se pare vouă cumva nesatisfăcător din acest punct de vedere, nici pe departe. Pentru că sunt anumite persoane care o să vă blocheze. Și aici vorbim și pe partea aceasta relațională. Sunt persoane care vor să stați departe de ele. Nu-mi trebuie, nu vreau, nu vreau, nu-l vreau. Niciun fel de problemă. Nu, eu nu sunt pe aceeași lungime de undă cu el, nu sunt pe aceeași lungime de undă cu ea, nu vreau, nu-mi trebuie, nu. Uite așa, sunt persoane care se pun efectiv contra ceea ce vreți voi să faceți. Dacă vreți să-i ajutați și cu atât mai rău, nu mai rău, că nu vorbim de rele. Nu e ok. Și atunci, am zis de săgetător, da? Ok. Săgetător, sper că nu am zis de balanță, dar nu știu de ce îmi fuge gândul la balanță. Probabil că balanța este una dintre zodiile foarte afectate, să zic, de această mișcare. Poate că voi săgetătorii, dacă am zis balanță, îmi cer iertare, dar tot îmi vine în cap balanța și de asta spuneam că nu știam ce legătură are, dar și chiar și vărsătorul vine. Deci poate aveți o divergență cu o persoană din balanță, să spunem așa, sau poate să se echilibreze lucrurile din punctul acesta de vedere. Deci asta spuneam că orice respingere cu care o să vă confruntați, pentru că să vă confruntați cu mai multe respingeri în toată această perioadă, sunt de bun augur. Vă ajută să eliminați din viața voastră tot ceea ce înseamnă toxic. Practic, vă vedeți de treabă. Ia uite, ce urmează? Curățenie. Nu știu, poate și în viața voastră curățenie. Vai, deci pregnant am balanța în cap. Da, nu știu de ce. Probabil, în sfârșit, poate vă gândiți foarte mult voi la o balanță sau să se echilibreze lucrurile. Se echilibrează, dacă la asta vă gândiți, voi săgetătorii. Mulțumesc pentru mesaje. Vă vin tot felul de idei creative. Sunteți în vârful piramidei. Sunteți persoane care primiți tot ceea ce este nou cu brațele deschise. Veți fi din nou în culmea fericirii și pe culmile pe unde vreți voi să fiți. Și din punct de vedere al dezvoltării voastre personale, profesionale, parcă, nu știu, vi se arată niște oportunități pe care o să le primiți cu brațele deschise și de călătorie, să știți, și de călătorii chiar și în altă țară, și de relații. Sunt anumite compromisuri, anumite tranzacționări, bateți palma, vă înțelegeți la preț, vă înțelegeți la job, vă înțelegeți, nu știu, eu așa văd, sunt foarte multe oportunități, dați mâna, bateți palma, astfel încât să aveți acest, următoarea, ce puțin în vară, sunteți super, super relaxați, relaxate, totul se rezolvă de la sine și foarte multe decizii pe care le luați extrem de relaxat sau relaxate. Nu mai zic că este posibil să vă și căsătoriți. Foarte mulți dintre săgetători este posibil să se căsătorească, să oficializeze relația chiar cu persoane cu care nu au mai discutat, nu au mai vorbit și reapar în viețile lor. Dar de data asta rămân acolo. Posibil și copil, acolo unde este cazul, unde permite vârsta, subliniez, unde permite vârsta, dorința, voința, dacă nu este o perioadă propice de a studia, de a vă apuca de studii, de a vă întoarce la școală, de a face un master, de a face niște cursuri de formare personală profesională, este un moment absolut minunat să investiți în dezvoltarea voastră personală și cred că o să o faceți, dar și a celor cu care lucrați sau dacă aveți un domeniu de activitate în care lucrați cu copii, fiind profesor, educator, predând ceva, cursuri, foarte, foarte benefice pentru că vă dezvoltați pe toate planurile și planul financiar o să-l dezvoltați.
Cred că renunțați la a investi din punct de vedere financiar. Urmează o perioadă în care cred că ușor, ușor nu o să mai puneți presiune pe voi în ideea de a face bani. Cred că vă retrageți așa ușor, ușor din a investi, mai ales dacă vă gândiți la partea aceasta de investiție în care nu credeți. Deci văd cumva că vă retrageți, văd cumva că vă retrageți din investiții nefericite. Doar că, spre deosebire de alte semne zodiacale, voi simțiți, aveți un nas foarte fin și vă retrageți la timp. Și asta vă poate salva nu numai, bugetul, dar vă poate salva realmente o investiție în care să vă pierdeți casa, să vă pierdeți mașina, să vă pierdeți, nu știu, investiție, bani mulți. Asta în cazul în care, nu știu, aveți o ipotecă sau ceva, știți, ceva de genul acesta, dar vă treceți de dorința aceea de a investi și a super mega câștiga și s-ar putea în felul acesta chiar să depășiți niște investiții care v-ar fi dus la pierzanie, în ruină financiară. Dar v-am zis, datorită mirosului vostru fin, veți reuși să depășiți această situație. Dacă nu fiți atenți, atente la investiții investiții nefericite. Opa, a ieșit cărticica. Proaspăt căsătorită, proaspăt căsătorit. Este un mesaj și mi-a parvenit pe cale intuitivă, însă, mă rog, acolo unde este cazul, și curând. Cred că există, că vorbeam de oficializarea unei relații, pentru anumite săgetători, să știți că există o persoană care nu poate să doarmă gândindu-se la voi și care își dorește să creeze un viitor din care să faceți parte. Este o persoană care v-a ales și cred că este de asemenea o persoană pe care o să o alegeți. O alegeți din nou. Asta e de, universul vă susține ca pereche și vă susține fiecare, pe deplin fiecare gând. Gândul să-l găsiți pe acest bărbat sau pe această femeie, se împlinește această întâlnire. Sunt alegeri nelimitate, probabil prețele de socializare. Deci, din toate aceste alegeri nelimitate, această persoană se potrivește exact cu ceea ce gândiți voi despre un posibil partener sau o posibilă parteneră. Este o persoană care, alături de care o să înțelegeți echilibrul, să găsiți echilibrul, armonia, pacea, și să le și exprimați în viața voastră. Pentru zodia Capricorn, 57-29, o să vedem cum vă afectează pe voi această mișcare a lui Pluto în Vărsător, formată pe 19. O să vedem următorii ani cam cum stau și pentru voi, pentru că este o perioadă de transformare profundă pe toate planurile pentru următorii 20 de ani. Ei, vouă vi se închide o ușă și vi se deschide alta. Sau cu cât vi se deschid, cu cât vi se închid mai multe uși, cu atât vi se deschid și mai multe. Ieșiți dintr-o amorțeală, dintr-o pauză, dintr-o neîmplinire, dintr-o stare stagnantă, dintr-o pustietate a... din pustiu. Nu știu cum să vă zic, parcă dintr-o lipsă de motivație, dintr-o lipsă de direcție, lipsă de direcție, cred că drumul care v-a fost închis până acum, pentru că până acum, deci până să se întâmple această mișcare a lui Pluto învărsător, planeta transformării și a rebeliunii, deci până să se întâmple chestiunea aceasta, mișcarea aceasta, v-au fost foarte multe uși trântite în nas, poate nu, și simbolic și fizic, sau vi s-au închis niște drumuri. Dar ele nu s-au închis deloc la întâmplare, deloc accidental. Și exact cum am spus,
nu era cazul să se întâmple anumite lucruri, anumite dorințe, anumite, nu știu, vise. Nu a fost cazul, nu trebuia să se întâmple atunci. Și asta spune acest mesaj. Deci ceea ce vi s-a închis atunci, vi se va deschide acum, pentru că acum este momentul, lucrurile se întâmplă în momentul în care trebuie să se întâmple. Și asta s-ar putea să aibă legătură cu a face un drum undeva, a te muta undeva, și care are legătură cu drumul, s-ar putea să aveți o mașină, vreți să vă cumpărați o mașină, vreți să faceți un împrumut pentru ceva. Nu l-ați obținut. Deci tot ce n-ați obținut până în acest moment a fost pentru că nu era momentul. Și așa cum am spus și în detaliile trecute, știți că am discutat împreună, orice nu este un pas înainte și orice refuz este tocmai ca să vă aducă, de fapt, pe drumul corect pentru voi. Pentru că altfel, ori cheltuiați cine știe cum, ori făceați un împrumut, acum dau exemple, trebuie să fie acestea bătute în cuie, ori făceați un împrumut și nu puteați să achitați și atunci, Doamne ferește, vă ipotecați casa, vă luau casa sau știți ceva de genul ăsta. Nu s-a întâmplat, pentru că nu a trebuit să se întâmple pentru voi. Dar, cum spuneam, o ușă vi se închide pentru că o altă ușă, cea corectă, vi se va deschide la timpul potrivit. Și cred că veți avea acces la toate răspunsurile. Veți afla de ce acum, de ce nu atunci. O să aveți așa un soi de revelație. O perioadă în care chiar vi se deschid toate ușile. Totul se aliniază ușor, liniștit. Nici o presiune. Uși deschise, aveți ușile deschise peste tot. Ca să vă îndeplini niște vise. Chiar și există posibilitatea ca anumite persoane să cumpere, de exemplu, case la țară din acelea foarte vechi pe care le renovează și le bagă în sistem de circuit din ăsta, de turism. Aici poate avea legătură și cu anumite investiții pe care le faceți, nu știu, poate că în terenuri care se vând foarte ieftin acum și ulterior, în 20 de ani, vorbim de o perioadă lungă, în 20 de ani scoateți pe el mai mult decât ați visat, sau casa de la țară, luați o casă de la țară, sau nu știu, orice fel de investiție este foarte bună pentru voi și este de bun augur de acum înainte, nu până acum. Până acum nu era bun, era păguboasă. Orice schimbare, orice mutare, orice deschidere a unui magazin, orice deschidere a unei societăți, vorbim de la fel, antreprenoriat, foarte bine pentru voi. Orice fel de contract de muncă semnat, foarte bine pentru voi. De-abia acum se întâmplă. Și tot așa, e vorba despre planul cu o bătaie lungă. Mergeți mult cu mașina, drumuri. Poate vă angajați într-o activitate de genul acesta. Vă faceți relații. Explorați locuri noi, orașe noi, țări noi, relații noi. De asta spun, cunoașteți foarte multă lume, vă faceți relații peste tot. Veți fi niște poziții de om cunoscut sau recunoscut pentru eforturile pe care le face și pentru implicarea la muncă sau în comunitate. Interiorul creează exteriorul întotdeauna. Deci voi în sfârșit, acesta este un mesaj pe care, mă rog, l-am primit, pe care intuitivă, însă ceea ce vreau să spun este că există posibilitatea, tot mă gândeam la aceste drumuri, probabil joburile pe care le faceți o să fie și în interior și în exterior, adică nu o să ajungi mai la birou. Semnați acte, vedeți, după aia plecați pe teren. Nu știu ce legătură are. Agitație, telefoane, citiți ziarul, nu știu, poate imobiliare, în asigurări, în publicitate, în transporturi poate lucrați. Dar și ca parte din asta artistică, știți? În care să vă agitați, concerte, acolo unde este cazul, spectacole, vernisaje. Nu știu, vă văd așa foarte dornici de afirmare. Tinere speranțe, nu?
Bun, haideți să vedem și pentru pești la minutul 0104 13. Pentru vărsători, vărsătorii au în interiorul, la începutul acestei etalări, repet ca să poate ați dat direct aici la ce vă interesează, vărsătorii sunt la început, pentru că am spus că sunt 4 semne zodiacale direct afectate de această mișcare, intrarea lui Pluto în vărsător, și atunci am discutat separat pentru ele, nu că ar fi mai comoți, ci pentru că ele sunt mult mai afectate, să zic așa, dar oricum e de bine, stați liniștiți. Deși că am discutat mai mult pe Astro Tarot despre celelalte semne zodiacale. Ok, haideți să vedem pentru voi, dragii mei pești, cum afectează acest fenomen astral important, de asta spun că face o tranziție importantă din Capricorn în Vărsător, după 16 ani de influență în semnul acesta cardinal. Și această mișcare astrală declanșează o perioadă de mișcări profunde. Ce frumos! Pentru pești, dragii mei, cel puțin pentru următorii 16 ani, 20 de ani, sigur, o să vorbim noi. Doamne, să ne găsesc, să ne ție Dumnezeu sănătoși. Veți fi ajutați foarte mult. Vreți crea legături. Vă înrădăcinați, să știți, foarte mult. Asta ce înseamnă? Că, nu știu, parcă vă găsiți identitatea. Fundații solide, construiți pe fundație. Construiți o familie, construiți o casă, construiți o relație, construiți un job, o afacere. Sunteți în under construction, sunteți on loading. Construiți. Deci este o perioadă în care o perioadă propice pentru voi pentru a face planuri pe termen lung în care să construiți așa overall. Și sunteți foarte, foarte ajutați de către univers. Nu vă fie frică să riscați. Riscați și câștigați. Nu vă fie frică să investiți. Sigur, acum nu vă aruncați cu acum înainte. Nu vă e frică să aveți relații noi, parteneriate noi. Prindeți rădăcini, dragii mei, undeva. Prindeți rădăcini undeva. Vă mutați, vă construiți, plantați. Că și în afaceri, acum dacă vorbim despre partea aceasta agricolă, de exemplu, ar putea să fie pentru unii pești. Poate vor să apuce de agricultură. De ce nu? Livezi, viță de vie. Prindeți rădăcini. Poate ieșiți la pensie dintr-un job pe care îl obțineți zilele următoare. De ce nu? Orice are legătură cu înrădăcinarea efectivă undeva, nu știu, vă întoarceți acasă și rămâneți acolo. De asta spun. Dacă ați lucrat în afara țării sau... Și foarte multe răspunsuri de da. Totul este în favoarea voastră și a voastră. Totul este în favoarea voastră. Depășiți anumite restricționări, anumite limitări. Cad anumite blocaje financiare, de exemplu. Astfel încât să vă permită să construiți, să puneți fundația unei relații. Educațional vorbind, la fel, o perioadă foarte importantă. Munciți și câștigați. Munciți și veți avea foarte multe satisfacții, culegeți roadele. Începeți o experiență, terminați o experiență, începeți altă experiență. Vă văd așa, făcând ceva, muncind, terminând cu brio, începeți altceva. La fel, munciți, construiți și terminați cu brio. Terminați în ideea de a culege roadele, știți? Sigur, poate să aibă legătură cu partea financiară, materială și job mai mult. Sunteți îndrumate către experiențe pline de satisfacții și de recompense. Veți fi recompensați pe măsura muncii voastre. Deci cumva peștii muncesc
sau de ce și sunt recompensați, sau poate că sunt pești care ies la pensie și sunt recompensați pentru munca depusă de-a lungul anilor. Așa văd. Deci cumva sunteți recompensați pentru munca pe care ați făcut-o. Și este o perioadă foarte propice pentru a manifesta această înrădăcinare. Vă așezați. În sfârșit, mulțumesc, Sorina, pentru mesaje. Deci, sunteți răsplătiți pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce munciți, pentru ceea ce investiți. La fel, vreți să investiți undeva, dar tot așa mie mi se pare că este vorba despre a prinde rădăcini. Poate vreți să vă deschideți o pensiune, poate vreți să deschideți, acum am zis și eu, dacă aveți buget. M-a dus așa, mă rog, vise, tai că vise, nu? Poate vreți să vă deschideți o afacere pe cont propriu. Cât de mică, cât de mare, nu contează. Prindeți rădăcini, ușor, ușor. Sau visele voastre, într-adevăr, se concretizează. Visele voastre prind rădăcini. Dorințele voastre prind rădăcini. Acum, dacă vreți să faceți un copil sau dacă aveți, eu știu, un copil care își dorește un copil, la fel, se prinde. Se prinde. Este o... Și vorbim despre 16-20 de ani. Ce plantați acum se prinde. Că este vorba despre fertilitate, că este vorba despre abundență financiară, că este vorba despre a construi. Prindeți rădăcini. Îmi doresc ca toată lumea să prindă rădăcini, toți să prindem rădăcini, pentru că noi suntem și în legătură directă cu Mama Pământ, care îi mulțumesc ca de fiecare dată pentru faptul că cel puțin nouă ne oferă așa șansa asta de liniște și de cât se poate. Liniște, fără conflicte armate și fără alte... Doamne ajută, fără alte nebuneli. Dar nu intrăm în alte amănunte. Vă îmbrățișez tare, tare mult. Vă doresc să aveți o noapte liniștită, plină de realizări și nu uitați că începe o perioadă foarte bună, o perioadă favorabilă, cu schimbări și transformări benefice pentru fiecare zodie în parte. Vom fi rebeli, vom face lucruri așa spontane, o să ne mire și pe noi acțiunile noastre și deciziile pe care le luăm, dar sunt cele mai bune decizii pentru că sunt ale noastre și pentru că renunțăm la tot ceea ce nu ne mai priește și avem niște revelații, niște declicuri, o perioadă transformatoare, m-am zis, transformatoare, benefică, foarte multe treziri spirituale, foarte vă așteptăm aici, vă așteptăm împreună cu ghizii spirituali, cărora le mulțumesc pentru faptul că sunt prezenți în aceste citiri. Tot ce vă doriți. Vă iubesc!